Bună seara, doamnelor și domnilor, în emisie Reflector Analitic. Pe parcursul zilei de ieri, Asociația Promolex a prezentat un raport privind monitorizarea finanțării partidilor politice în prima jumătate a anului 2018. Despre acest lucru ne-am propus să discutăm în prezenta ediție. Salut prezența în studio a domnului Pavel Postică, directorul programului Monitorizarea Proceselor Democratice, Asociația Promolex. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine ați venit! Și a domnului Fadei Nagacevski, avocat. Bună seara și bine ați venit, domnule Nagacevski! Bună seara! Domnul Postică, haideți să ne spuneți mai mult despre acest raport pe care l-ați făcut public pe parcursul zilei de ieri. În ce măsură putem vorbi despre o redresare a situației la capitolul transparență financiară și dacă observațiile pe care le faceți de regulă la lansarea fiecărui raport sunt luate în calcul de către partidele politice? Vă rog! În primul rând trebuie să menționez că acest raport este o activitate continuă pe care încercăm să o facem noi începând cu anul 2016, să fim cu ochii pe finanțarea partidelor politice. Nu din simplu motiv că ne place foarte mult să socotim cuiva bănuții, dar din motivul că partidele politice luptă pentru putere și corespunzător ajungând la putere vor gestiona cel mai probabil resursele publice. Și la moment partidele beneficiază de subvenții sau bună parte din partidele politice beneficiază de subvenții din bugetul de stat și cred că este corect ca noi în calitate de cetățeni să fim interesați cum sunt cheltuiți banii publici. Ziceam că este o activitate continuă, este un raport pentru prima jumătate a anului 2018, va urma un al doilea raport pe care îl vom prezenta cel mai probabil deja după alegerile parlamentare, pentru că rapoartele financiare vor fi depuse la Comisia Electorală Centrală până la 30 martie. La capitolul constatări sunt câteva tendințe pe care trebuie să le subliniem că ne bucură. Deci, în primul rând, faptul că se pare că partidele sunt un pic mai conștiente decât erau anterior, prezintă mai conștiincios rapoartele la Comisia Electorală Centrală, dar încă avem de lucru asupra conținutului lor. Ori noi, în calitate de monitori, de observatori, am depistat multe cheltuieli care, cu regret, nu s-au regăsit în rapoartele financiare ale partidelor politice. Da, revenim, cred că, la acest aspect. Domnul Nagacevski, ați consultat acest raport și ați constatat că există cel puțin o discrepanță, așa cum prezenta datele din interior, la capitolul ceea ce prezintă partidele politice și care este realitatea la zi. Cum se explică fenomenul ăsta? Există mai multe explicații. În primul rând, metodele de calcul, metodele de analiză a observatorilor Promolex sunt de o anumită manieră, metodele utilizate de către partide sunt de altă manieră, deși și problema este inclusiv cu privire la modul de interpretare a unor norme legale. Deci, ca spre exemplu cu finanțarea indirectă. Un exemplu clasic. Deci, dumnealor, din raportul respectiv, consideră că fundațiile, în cazul în care o fundație face o anumită donație, o anumită acțiune de caritate și invită, spre exemplu, un reprezentant al unui partid politic la respectiva act de caritate, în cazul dat, observatorii Promolex îl tratează ca fiind un tip, un gen de finanțare indirectă. Eu aici aș fi sceptic să tratez ca fiind o finanțare indirectă, fiindcă altfel eu am să-i pun o întrebare către domnul Postică. Da, vă rugăm. Dumnealor, spre exemplu, sunt finanțați de către companii internaționale. Soros, indiferent, granturi. Ei fac anumite rapoarte care sunt publice. Sunt invitați reprezentanți diferitor partide. Eventual, unii reprezentanți al anumitor partide sunt criticați mai tare, altii sunt mai lăudați. Spre exemplu, un raport cu Partidul Acțiune și Solidaritate s-au găsit mai puține încălcări. În situația dată, transfer de imagine ar putea să aibă și Maia Sandu de la participarea la prezentarea raportului făcut de către Promolex. În cazul dat, este vorba de transfer de imagine, este vorba de finanțare indirectă, pentru că interpretarea prea extinsă a normei cu privire la finanțarea indirectă, după mine, reprezintă o problemă și în același timp există și legislația civilă. În situația în care se spune că fundația există pe teritoriul Republicii Moldova, ea poate să facă acte de caritate, dar la un moment de considerare
consideră că trebuie să invite vreun anumit deputat. Eventual, de la un partid sau altul și acel deputat participă. În cazul dat, partidul ar urma el să sufere într-o formă sau alta, mai ales că banii, de exemplu, sunt prezentați, raportați de către fundații. În cazul dat, cum ar putea să intervină partidul ca să raporteze asemenea sume de bani? Deci problema este o problemă extrem de serioasă, care în principiu ar putea fi dedusă inclusiv de raportul făcut de către domnul, de către Promolex, reprezentanții Promolex. Asta este și cu privire la noțiunea asta de finanțare indirectă. Este o noțiune extrem de imprevizibilă și extrem de greu de găsit acel consens larg în societate, cum ar urma ea să fie aplicată norma respectivă, astfel ca să nu creeze probleme. Deci noțiunea de finanțare indirectă este atât de larg ar putea să fie abordată, dar în același timp și restrictiv, și este extrem de greu să găsesc acel, să găsești acel numitor comun. Deși au mers pe ideea că fundația cumva ar face transfer de imagine și asta ar fi un gen de finanțare indirectă. Eu sunt de poziție că în cazul dat nu este vorba de finanțare indirectă. Sau un alt moment. Alt exemplu. Cu privire la salarizarea angajaților. Ei au luat cifra totală 36, spre exemplu, la Partidul Socialiștilor, pe persoane. Da. Fiindcă cum se prezintă la Comisia Electorală Centrală? Se prezintă cifra totală și suma totală a salariului. Ei au luat respectivă cifră totală, fără să ne conte specificul, să-i spunem că o parte din respectivii salarii, de exemplu, se află în concediu. Ei nu cunosc, de exemplu, care este salariul pentru X persoane. Ei fac, în principiu, calculul mediu. Eu sumă 365.000 de lei și o împart la 36 de persoane. Și de aceea cifra obținută a fost mai mică decât... De aceea și s-a primit cifra respectivă. Însă o parte din persoanele respective se află în concediu, spre exemplu, de maternitate. În același timp, am luat, de exemplu, cam, ei au invocat cifra salariu minim de 2.610 lei pe... Da. În sectorul real. Mă uit că hotărârea asta de guvern intră în vigoare la 1 mai 2018 cu toate acestea, eu am aplicat-o ca pentru perioada și altă. Adică eu sincer să vă spun, n-am intrat în contabilitate ca să află care este situația, dar problema este inclusiv că o spune și de transparență. Deci trebuie de găsit acea modalitate de comunicare astfel încât să înțelegem ce este dat cu caracter personal, până unde merge accesul la informații, astfel ca observatorii, spre exemplu, să nu ajungă în situația de a specula în anumite cazuri, ori în situația în care ei nu au total accesul la informații, respectiv prezintă informația așa cum o înțeleg ei și prezintă un anumit gen de informații care ar putea să fie tratat ulterior manipulatoriu, datorită faptului că, uite, în realitate e altceva, dar problema este inclusiv pentru faptul că observatorii nu au acces la toată informația, dar nu au acces deoarece există anumite norme legale care obligă, de exemplu, partidele să nu prezinte anumite informații legate de datele cu caracter personal. Lor le stabilesc anumite limite inclusiv și partidelor până unde ar putea să dezvăluie anumite informații. Și datorită tuturor confuzilor astea, astăzi noi avem situații în care noi am putea să criticăm anumite elemente ale rapoartelor făcute de către observatorii Promolex, dar în principiu rapoartele lor și monitorizarea care o fac lor, eu aș vrea să spun că este o acțiune extrem de lăudabilă și cu adevărat, datorită muncii lor, multe s-au schimbat în societatea din Republica Moldova, inclusiv s-au ajustat anumite prevederi normative, atât de către Parlament, cât de către Comisia Electorală Centrală, ceea ce demonstrează că activitatea lor este eficientă. Și asta mă bucur. Domn Păstică, pe marginea celor remarcate de domnul Nagachevski. În primul rând, trebuie să subliniez faptul că și noi în raportul nostru am făcut diferențierea foarte exactă între cheltuielile acestea indirecte suportate de fundații, doar că menționat evident că este riscul și există posibilitatea de transfer de imagini. Noi nu am pus aceste cheltuieli la cheltuieli neraportate de către partidele politice, noi le-am separat cumva. Nu vă critic, că... domnul Păstică, nu vă critic. Problema e în previzibilitatea normei. Aici este jocul de cuvinte. Da. La exact. Normă. Până la urmă, ceea ce vrem noi să facem, să fie foarte clar. Până unde merge activitatea fundației, de unde începe activitatea politică, în ce măsură transferul de imagine de la o fundație privată în adresa unui partid politic, afectează mai mult. Pentru că noi vedem situații diferite și nu este vizat doar Partidul Socialiștilor sau doar alte partide. Noi am stabilit cel puțin 3 fundații active în perioada respectivă. Este vorba de Fundația Din Suflet, este Fundația Edelweiss și este organizația neguvernamentală pentru Orhei. Deci, și, cu regret, partea proastă a lucrurilor este că exact aceste 3
adică aceste fundații afiliate la trei partide, noi am constatat că, în principiu, aceste trei partide și au atestat mai multe cheltuieli care noi le-am estimat ca fiind nedeclarate în perioada pentru prima jumătate a anului 2018. Deci, iarăși, într-adevăr, noi putem să facem diferite concluzii, noi putem să facem diferite estimări, metodologia de calcul cu siguranță poate să difere. Noi am mers după metodologia minimă, am avut critici pe parcursul, pentru că ieri am prezentat în cadrul unui MSR rotund de acest raport, am avut critici din partea diferitor participanți, precum că metodologia utilizată de noi este destul de mică, pentru că tarifele pe care noi le sau estimările pe care le facem noi sunt la un preț mult mai mic decât prețul real pe piață și prin acest fel noi intenționat diminuăm din mărimea cheltuielilor nedeclarate. Deci situații sunt diferite, într-adevăr. Partea bună cu care o să fiu de acord cu domnul Nagacevski este, se referă la faptul că noi cumva, prin eforturi comune ale partidelor politice care depun rapoartele financiare conștiincios, prin eforturile Comisiei Electorale Centrale care verifică aceste rapoarte, măcar așa superficial cum le verifică la etapa de față, dar și eforturile organizațiilor societății civile care monitorizează activitatea de finanțare partidelor politice, am ajuns la o etapă în care putem să zicem că suntem mai bine decât cum am fost, în termen relativ destul de scurt. Da. Și aici o să aduc un exemplu foarte simplu. Dacă noi în 2009 eram în situația în care în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2009 niciun partid politic nu a declarat niciun leu, niciun bănuț pentru cheltuieli de transport, pentru cheltuieli de sediu, cheltuieli de telefonie. Da? Acum, la o distanță de 10 ani de zile, distanță relativ scurtă din punct de vedere politic, da? Noi suntem în situația în care o bună parte din partide deja declară donațiile nemateriale. Eu am folosit automobilul de serviciu, personal, scuze, în interesul de partid. Eu am declarat că, uite, estimarea cheltuielilor pentru utilizarea automobilului este de 100 de lei. Eu l-am declarat. Eu nu am pus bani în contul partidului, eu am folosit automobilul. Și astea sunt practici bune, care deja se întâmplă în Republica Moldova și în mare parte datorită sau fără aplicarea sancțiunilor cardinale din partea organelor de control. Și asta este partea bună care la fel trebuie să subliniem. Domnul Agacevski, vreau să vă întreb. Raportat iată la ceea ce se depune la Comisia Electorală Centrală, mă refer la aceste rapoarte. Cei care demisionează probabil se întreabă, noi trebuie să-i credem pe cuvânt, pe acești reprezentanți ai partidelor, tot ce scriu ei acolo este veridic și ce urmează să facă ce cu condițiile astea? Ei verifică sau... Deci există, conform prevederilor legale, Comisia Electorală Centrală verifică, evident. O verificare prealabilă face, dar în același timp cei care au declară venituri mai mari de 1 milion de lei, în principiu sunt expuși auditării obligatorii o dată la 3 ani de zile. În același timp, pentru cei care primesc subvenții de stat, ei sunt auditați inclusiv de către Curtea de Conturi. Adică lucrurile nu sunt chiar atât de simple. În același timp, fiecare raport este contrasemnat de către președintele partidului sau responsabilul din contabilitate, care sunt persoane cu funcții de răspundere. Deci orice semnătură ei își asumă o anumită responsabilitate. Există anumite standarde de contabilitate care sunt respectate. Deci rapoartele astea nu se fac pe jumătate de pagină, am scris ce am vrut. Există niște regulamente care le stabilesc ce ar trebui să conțină respectivele rapoarte. De altfel, bine, dumnealui, de exemplu, dumnealor insistă că rapoartele se prevadă anumite date suplimentare cu privire la donatori. Astăzi nu există un consens politic până unde trebuie să fie developate datele personale cu privire la la persoanele fizice, donatori și nu știu ce. Astăzi am înțeles Comisia Electorală Centrală depune toate eforturile ca să se registreze în calitate de operator pe la Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Și aici o să ducă inclusiv la implicare deja a centrului și el deja o să dicteze anumite reguli. Până unde trebuie să fie developate datele de către Comisia Electorală Centrală? Eu înțeleg că este interesul public de acces la informații, dar este și interesul privat, individual, al acelui donator, ca să eventual să nu fie developată identitatea. Și că aici să găsești acel consens este destul de interesant. Până unde trebuie să meargă statul cu developarea, cu permiterea accesului la informații prin prisma interesului individual de protecția vieții private.
Deci aici sunt mai multe drepturi și libertăți care sunt concurente. Și statul, în principiu, trebuie să găsească acel echilibru, acea balanță, ca astfel încât democrația să înflorească în Republica Moldova. Dar iarăși, ce spune domnul Postic, într-adevăr, Republica Moldova merge cu pași alerți în vederea transparentizării procesului electoral. Ca astăzi, procesul electoral cred că nu a fost, nu știu, niciodată atât de transparent cum este astăzi. Da, avem noi încă multe de lucrat, dar multe norme au fost adoptate spre regretul meu, ceea ce constat, peste noapte, într-o formulă voalată în vederea lovirii unui concurent electoral și datorită faptului este s-au adoptat anumite norme în grabă, neprelucrate, care astăzi creează anumite probleme și trebuie să găsească un anumit consens politic. Fie se explică ce a avut în vedere legiuitorul la adoptarea unei sau alte norme, fie se exclude anumite norme. Eu, în genere, sunt pentru relaxarea procesului electoral, pentru excluderea normelor imprevizibile, pentru stabilirea regulilor de bază de joc, dar fiindcă suprareglementarea procesului electoral creează extrem de grave probleme. De altfel, în raport menționează inclusiv problema participării, spre exemplu, la simpozioane internaționale, la invitația persoanelor străine. Este transfer de imagine, putem vorbi de finanțare indirectă în cazul dat. Lucrurile sunt atât de complexe și atât de imprevizibile și atât de grave că sper că o să ajungă la voință politică. Eu, sincer, eu aș renunța la formula asta de finanțare indirectă, fiindcă este extrem de periculoasă. Fie să stabilească clar criteriile când este vorba de finanțare indirectă. Altfel, în principiu, astăzi este posibil de sancționare, practic oricine poate fi posibil de sancționare, fiindcă de la orice partid se prezintă, spre exemplu, deputați în Parlament, se duc pe linii de Parlament, se duc la în Bruxelles, nu știu ce, fiind finanțați din Bruxelles, de nu știu și undeva, este transfer de imagini de la deputat la partidul său, respectiv partidul într-un mod, dacă să luăm să interpretăm legea extensivă, ar urma să fie sancționat, dar asta nu este stat de drept, dacă mergem pe o asemenea formulă de interpretare. De aceea, normele respective, care creează probleme, ele fie urmează a fi reinterpretate, explicate, fie excluse din codul electoral, pentru a, și inclusiv din legea privind la partidele politice, ca să nu avem probleme pentru viitor. Altfel, ne plângem. Eu vreau să rămânem un pic în albia ceea ce se numește finanțarea partidelor politice și să o luăm așa de la un capăt. Primul aspect ar fi cotizațiile. Ori în raport ați menționat și ați făcut referire la un partid, de vorba de PD, atunci când nu tocmai se ținea cont de buchea legii. Nu e vorba de cotizație, e vorba de colectare. De colectare, da, ca să fiu exact. Există o diferență, pentru cotizațiile le plătesc doar membrii de partid care sunt stabilite în statut și donațiile sunt binevole, orice persoană poate susține financiar un partid politic, indiferent de faptul este sau nu membru. Noi am subliniat faptul că se pare că Comisia Electorală Centrală, cel puțin într-o situație destul de dubioasă, a reacționat cumva impropriu. Ori, fiind alegații difuzate în spațiu public, precum și deja sesizări oficiale la Comisia Electorală Centrală depuse, cu privire la un mecanism netransparent și incorrect de colectare a donațiilor în cadrul Partidului Democrat, în cel puțin într-o organizație teritorială, Criuleni, lucru care a fost vehiculat destul de intens în spațiul public, Comisia Electorală Centrală s-a rezumat doar de a face un prim pas, de a întreba, hai să zicem, entitatea bănuită, dacă este corectă sau incorrectă această bănuială. Și atât. Nu a făcut nimic mai mult. Ori, din punctul nostru de vedere, în calitate de organ și supraveghere și control, e trebuie să facă, evident, acest pas, dar trebuie să facă și pași alternativi pentru a verifica dacă această informație corespunde sau nu adevărului. Și au mecanisme suficiente la dispoziție. Și aduc drept exemplu situația Partidului Social-Democrat, dacă nu greșesc eu, prin anul 2012, au încercat să inițieze un referendum de aderare a Moldovei la Uniunea Euroasiatică. Atunci Partidul Social-Democrat au colectat un număr impunător de semnături care au fost triate, filtrate de către Comisia Electorală Centrală, verificate, adică,
Și până la urmă s-a constatat că o bună parte din semnături erau incorrecte, o bună parte din semnături aparțineau persoanelor decedate, etc., etc., etc. Adică Comisia Electorală Centrală are posibilitatea și are pârghiile necesare pentru a verifica corectitudinea semnăturilor în liste. Nu contează ce fel de liste sunt ele, că este vorba de liste de subscripție, sau este vorba de liste de cotizații, sau este vorba de liste de donatori. Deci posibilitatea de a verifica cât de cât formal, general, veridicitatea unei semnături, Comisia Electorală Centrală are. Dacă apar dubii vis-a-vis de anumite semnături, Comisia Electorală Centrală poate să facă următorul pas. Ceea ce a făcut în cazul PSD-ului. A informat Procuratura Generală, a depus la Procuratura Generală, uite, cu referire la semnăturile cu tare, noi avem dubii în calitate de organ de anchetă, deja dumneavoastră verificați și semnalați și spuneți care este situația. Lucrurile astea nu s-au făcut. Și atunci noi putem să zicem că Comisia Electorală Centrală a acționat din punctul nostru de vedere impropriu. Și din punctul nostru de vedere, Comisia Electorală Centrală trebuie să dispună de mecanisme foarte clare. Ce face în situația A, ce face în situația B, ce face în situația C, etc. Altfel, noi vom putea și vor plana permanent suspiciuni de partizanat politic din partea Comisiei Electorale Centrale în favoarea sau în defavoarea unui concurent electoral sau partid politic. Ceea ce nu este bine, ceea ce duce la, hai să zicem așa, descreșterea încrederii în Comisia Electorală Centrală ca organ care este acel organ care trebuie să organizeze alegerile și să facă supravegherea finanțării partidelor politice. Și dacă îmi permiteți, dumneavoastră, în debutul acestei emisiuni, ați menționat care a fost reacția sau care este reacția partidelor politice cu privire la rapoartele noastre. Este diferită. După cum a menționat și domnul Nagacevski, cu situația deplasărilor în străinătate. După ce am prezentat... Și avem un caz concret, o să vă rog să comenteze domnul Nagacevski. Noi avem o situație în care noi am prezentat analogic alte situații, dar cu privire la finanțarea indirectă din punctul nostru de vedere a activității partidelor politice pentru anul 2017. Imediat după asta, reprezentanții Partidului Comuniștilor au înregistrat un proiect de lege prin care au încercat sau încearcă să reglementeze această situație de finanțare indirectă din partea organizațiilor internaționale. Noi avem situația în care noi am spus că publicitatea politică în afara campaniei electorale trebuie să fie reglementată. Avem un proiect de lege inițiat de o bună parte din deputați. Dacă nu greșesc, majoritatea sunt de la PD, dar se încearcă să se rezolve. Avem situații în care noi am menționat în rapoartele noastre cu referire la deschiderea secțiilor de votare. Partidul Socialiștilor a inițiat anumite propuneri de modificare. Deci, Partidul Liberal Democrat a inițiat propuneri de modificare a legislației în ceea ce privește finanțarea de către cetățenii străini. Deci, lucrurile cumva nu sunt lăsate fără, din punctul nostru de vedere, fără o atenție. Am vrea noi, evident, ca o atenție să fie mult mai intensă și majoritatea recomandărilor pe care le formulăm noi să se regăsească. Eu intenționat am adus exemple din spectru destul de larg în care anumite recomandările noastre s-au găsit susținere, ceea ce înseamnă că până la urmă recomandările noastre noi credem că sunt tehnice și nu sunt politizate. Da, domnul Nagacevski, iată, după ce a fost făcut public acest raport de către Promolex, luările de poziții au fost la ordinea zilei. Spre exemplu, unul din cel mai discutat partid rămâne a fi Platforma Partidului Național, da, care nu a declarat cel puțin 140.000 de lei. Și nici deplasările de peste hotare, același lucru se întâmplă și în cazul PAS-ului doamnei Sandu, care nu a declarat aproximativ vreo 340.000 de lei pentru călătorii în afara țării. Cum se poate interveni aici? Deci, cum am spus, în situația în care Parlamentul, că am înțeles că s-a făcut și o comisie de închetă în vederea verificării legăturilor cu așa zis open dialogue. Da. Și în situația în care se va constata că există o problemă la nivel de legislație, Parlamentul urmează în principiu să decidă, fie reglementează situația prin eventual excluderea normei, astfel că să se permită o asemenea formulă, fie
Da, își dă avizul că în principiu legea este bună, dar s-a încălcat legislația și îi explică de ce și atunci se adresează către Comisia Electorală Centrală, care are competență de a lua atitudine, inclusiv către organul de urmărire penală, în vederea verificării dacă nu cumva este vorba de o finanțare netransparentă, care ar cădea sub incidență eventual codul contravențional sau codul penal. Dar problema care ați invocat-o dumneavoastră este una extrem de gravă și a fost creată pe criterii oportuniste. La un anumit moment, norma respectivă a fost introdusă pentru a lovi într-un partid care astăzi se află cu 24 de deputați în Parlament, împotriva Partidului Socialiștilor. A fost adoptată respectiva normă. Și astfel, astăzi, această normă, în principiu, prin efectul bumerangului, deja lovește în acei care au adoptat, în același pile de mie. Maia Sandu atunci nu s-au opus sub nicio formă respective norme legale. Astfel, azi, ea nu știe cum să iasă din încurcătură și cum să fugă de sub respectiva normă legală. Deci, în procesul politic trebuie să fie principiul ăsta, cum să vă spun eu, al echității. Tu trebuie să înțelegi că în situația în care lovești politic pe cineva și adopți anumite norme pentru a lovi pe cineva din punct de vedere politic, trebuie să te gândești că ulterior ar putea să se întâmple că acea normă poate să lovească în privința ta. Și astăzi, ei au nimerit în propria lor capcană. Au vrut să întindă o capcană Partidul Socialiștilor, dar singuri au nimerit în ea. Cum va decide comisia asta de anchetă? Cum va fi soluționat cazul? Mi-e singur, mi-e foarte și foarte interesant. Deoarece norma legală în principiu prevede. Da. Doamna Gacevski, eu mai aveam o întrebare în contextul în care întrebam și pe domnul Postică legat despre finanțare. Iată, după modificarea sau după introducerea unor amendamente la articolele 26, 27 și 28 la legea privind partidele politice, citez, începând cu anul, cu 1 ianuarie 2019, o persoană fizică în decursul unui an bugetar poate să facă donații în numerar unui sau mai multor partide politice în sumă de până la 3 salarii medie pe economie, stabilit pentru anul respectiv. Această normă vine să aducă claritate în ceea ce se numește donații? Bine, eu înțeleg care este esența normei. În principiu, la noi, până în prezent, se luptă prin intermediul presiunii publice, să-i spunem, pentru implementarea principiului transparenței. În principiu, își promulea să face același lucru. El vrea să implementeze mai multă transparență și să limiteze posibilitatea finanțării doar de câteva persoane mai influente care sunt în cadrul partidului. Și respectiv, limitarea asta îi încearcă să descentralizeze controlul asupra partidelor, fiindcă în situația în care se limitează la 3 salarii medii, trebuie să fie implicat mai multe persoane pentru a colecta fonduri și orice persoană care donează anumite sume de bani deja este implicată în procesul politic, deja e va cere și socoteală partidul. Deci esența normii sau scopul normii este destul de bun. Nu știu cum va fi ea utilizat, fiindcă ați dat un exemplu destul de interesant și destul de relevant, cazul Criuleniului. A fost veridic cazul sau nu este veridic cazul în privința colectării donațiilor de Partidul Democrat, dar iarăși eu aici am seama anumite nu că s-a avocatul Comisiei Electorale Centrale. Eu știu că ei nu au pârghi în situația respectivă. De ce? Fiindcă e o chestie mai mult civilă decât politică. Dumneavoastră, domn Postic, ați dat exemplu situației cu PSD-ul, cu referendumul. Acolo e expres, este prevăzut că îi verifică semnăturile respective. Dar în cazul rapoartelor financiare, ei sunt cam limitați în competență. Din punct de vedere contabil, sumele au intrat, impozitele s-au plătit, semnăturile sunt. Chiar să admitem că este o tranzacție simulată, nu a fost o donație, nu știu ce altfel. Codul civil prevede, de exemplu, preluarea de datorie sau cesiunea de creanță. Sunt diferite formule aici și în situația în care, chiar dacă este simulată, să-i spunem, donația, important pentru stat este să intre suma respectivă. Asta e din punct de vedere civil. Respectiv, ar trebui de lucrat la clarificarea instrumentului ăsta, dacă nu cumva chestiunea dată afectează deja procesul politic. Ceea ce spune și domnul Postitic, întrebarea lui este legitimă care o pune în cadrul respectivului raport, dacă este legitimă o asemenea formulă de colectare a fondurilor. Spune, de exemplu, vine unul cu 10 milioane de lei și pur și simplu pentru 100 de oameni plătește în locul lor. În situația dată este o formă eventual de eludare a normei cu privire la finanțarea partidelor, dar în același timp apare în codul civil parcă ne permite o asemenea formulă. Și că aici apare un fel de conflict, dar Comisia Electorală, eu nu știu cum să intervină ca să decidă, fiindcă ea se uite
pur contabil, este semnătura, este, banul a intrat, a intrat, tot e normal, impozitul e plătit, unde este componența din fracțiune sau de altă natură. Am vreau înțeles. Și eu să fie altfel, aș vrea și eu să nu se treacă asemenea lucruri, dar aici, eventual, chiar pentru o normă de interpretare, de explicare sau eventual în completare a regulamentele adoptate de către CEC, să fie clarificat cu asemenea formulă este inadmisibilă și asta cade sub incidență, să se spune, normei contravenționale în care agent constatator este, spre exemplu, președintele Comisiei Electorale Centrale. Deci ar trebui încă de lucrat pentru previzibilitate, fiindcă atragerea la răspundere eventual contravențională este prezumția nevinovăției și în prezumția nevinovăției este destul de greu, pur și simplu, să iei așa și să sancționezi. Da, politic ia o marjă mult mai largă de acțiune Comisiei Electorală Centrală. Dar din punct de vedere deja procesul contravențional, lucrurile se schimbă, abordările sunt de altă natură. Și aici este, vă spun, după mine este un conflict de norme și iarăși momentul norme făcute în grabă, băgate prin legea privind la partidele politice și prin codul electoral, care astăzi acătă iarăși ne dau bătăie de cap și fiecare partid cum îl duci capă și iese din încurcătură. Da, domnul Costică. Doar o mică remarcă, dacă îmi permiteți. Potrivit legii, Comisia Electorală Centrală este organ de supraveghere, pe de o parte, ceea ce a zis domnul Măgăcevski, că verifică tehnic, etc., etc., dar și organ de control. Deci ei fac, urmează să facă control acolo unde sunt dubii că lucrurile nu merg bine. Ajungeți în albea întrebări care vreau eu, cazul cu PPDA și cu PAS-ul. Pentru aceasta, Comisia Electorală Centrală au fost atribuite de către Parlament și competențe de agent constatator. Deci, lucrurile sunt un pic ușor mai departe decât. De asta și-am zis că, din punctul nostru de vedere, Comisia Electorală Centrală are obligația pozitivă să facă maxim posibil pentru a cerceta cazul respectiv în limita competențelor de care dispune. Păi, iată, dacă facem referire nemijlocit la ceea ce am remarcat mai devreme, la aceste două partide, PPDA-ul și PAS-ul, ce urmează să întâmple? Comisia Electorală Centrală trebuie să studieze atent și după aceea ce urmează? Eu cred că dacă Comisia Electorală Centrală se va autosesiza doar în privința la două partide, va face o greșeală enormă. Da. Pentru că la capitolul cheltuieli, inclusiv pe transport, sunt vizate, din punctul nostru de vedere, sunt vizate mai multe partide politice și, respectiv, dacă se face un control la tema respectivă, trebuie să fie făcut control asupra tuturor partidelor pe care, cel puțin noi, am menționat că sunt suspiciuni că nu ar fi declarat toate cheltuielile pentru transport. Deci asta pentru a asigura o corectitudine și o imparțialitate. Pentru că dacă faci control doar la două din 5-6 partide care sunt vizate, atunci tu îți arăți direct preferințele sau, din contra, nepreferințele politice vis-a-vis de unul sau două sau trei partide politice. Dar, iarăși, în cazul în care, eu repet, din punctul nostru de vedere, este important ca Comisia Electorală Centrală să aibă un mecanism foarte clar. Pasul A, pasul B, pasul C, ce trebuie să facă. A, sunt dubii vis-a-vis de cheltuielile de transport, se solicită documentele confirmative, se solicită de la persoanele bănuite, se solicită de la persoanele terțe, de la comisie, da, cine? A scris Promolex că, uite, acolo sunt cheltuielile declarate în raport. Da, Promolex spune că are o pagină monitor MD pe care poți fi găsit probatoriu, care îl avem noi ca observatori, nu ca organ de anchetă, dar doar ca observatori. Ce am văzut? Probă foto, probă video, cu imaginea din aeroport sau cu automobilul care a fost utilizat la concertul electoral, etc. Domnul Postică, dacă nu mă înșel memoria, cred că al treilea raport în care eu, studiind cele remarcate, găsesc cazuri de abuzuri ale resurselor administrative. Și aici se are în vedere utilizarea automobilului de serviciu, utilizarea resurselor umane și logistice din administrația publică locală, abuz în exercitarea atribuțiilor cu scopul de a influența anumite decizii și așa mai departe. Nu învățăm tema sau cum se explică fenomenul ăsta? Problema este destul de complicată. Noi am încercat din răsputeri și am obținut până la urmă ca partidele să fie finanțate din bugetul de stat. Da. Scopul nostru a fost anume pentru a preveni utilizarea resurselor administrative. Dar tot și le găsim, da? Da, pentru că de fiecare dată promisiunile candidaților sau partidelor către susținători, către simpatizanți
Da? Deci tu mi-aduci voturi, eu te promovez în funcția de consilier, viceprimar, eu știu ce acolo. Deci ca tu să gestionezi, să ocupi o funcție publică, să ai un salariu bine mersi și totodată din poziția pe care o deții tu, mă ajuți în continuare în calitate de partid politic. Uite, asta a fost unul din scopurile acea reforme din 2015, când am insistat ca partidele să primească bani de la bugetul de stat. Primești bani de la bugetul de stat, oamenii lucrează pentru tine, îi plătești salariul. Nu utilizezi mașină de serviciu, utilizezi mașină personală. Și din banii din bugetul de stat, plătești chiria automobilului, dacă este cazul. Da. Dar cu regret, de obicei, partidele încă preferă să meargă pe calea cea mai scurtă, să folosească cei ce au la dispoziție acum, adică pasărea din... Mână nu este minciună, mână, da? Nu este minciună. Cam asta este logica. Cu regret zic acest lucru, pentru că, din punctul meu de vedere, este mai bine și mai corect să fie utilizate resursele financiare care sunt la dispoziție. Domnul Gacevski, dacă sunt primari, mai ok să utilizeze mașina de serviciu decât mașina partidului? Asta ar fi deducția din ceea ce ne prezintă până la urmă și datele raportului. Cu siguranță. Resursul administrativ cred că e o problemă care, în fiecare campanie, care rămâne a fi nesoluționată. Da, se depune eforturi, Promulex-ul monitorizează, găsește multe încălcări, dar eficiență până când este destul de puțină la situația asta. Deci cred că este codul electoral, dar el este destul de general la domeniul respectiv cu resursul administrativ. Eu cred că ar fi bine de recomandat către Comisia Electorală Centrală ca ea să vină cu anumite reglementări suplimentare să deșgheoace norma respectivă, ce înseamnă resurs administrativ și până unde poate să meargă acel primar cu utilizarea resursului administrativ, în ce constă resursul administrativ și care ar fi sancțiunile în cazurile respective, fiindcă eventual chiar și riscul pentru un partid este care un avertisment maxim. Un avertisment. Dacă e vorba de un partid care, să-i spunem, are finanțări de la bugetul de stat, eventual aici, pentru dânsul ar putea să-l doară dacă îl sancționează de două ori, pentru că ar putea să-și piardă subvențiile. Dar dacă e un partid care încă nu a ajuns, nu are subvenții de la stat, în cazul dat, pentru că în genere nu are nicio frică să utilizeze acel resurs administrativ. În al doilea moment este... Spre exemplu, primarul folosește resursul administrativ. Îi poate fi asta imputabil, să-i spunem, partidului. Iarăși e o problemă și e destul de greu să stabilești legătura cauzală. Pentru că vine partidul și spune, măi, eu nu i-am dat indicație el să vină cu mașina primăriei. El a venit cu mașina primăriei. Și aici dispare comisia electorală din ecuație. Și se duce omul și se clarifică. Vă rog, domnul Păstic. Doar că ceea ce am vrut și ceea ce insistăm noi de fiecare dată, și asta este o recomandare generală pe care o formulăm noi în adresa partidelor, da, cu siguranță pot fi situații în care cei care au posibilitatea să utilizeze resursele administrative fac exces de zel. Da? Deci asta e esența la ceea ce ați menționat noastră. Doar că în cazul în care se face exces de zel, organele de control interne de partid ar trebui să aplice sancțiuni interne, da? Care să dea de înțeles persoanele respective că pe viitor așa ceva nu se poate de făcut, pentru că asta șterbește din imaginea partidului. Uite, aici noi nu avem absolut deloc sancțiuni aplicate. Și asta, da, și asta este partea proastă, pentru că în mod normal curățarea de... Pentru că nu există păduri fără uscături, dar este mult mai bine când curățarea asta se face pe interior sau din interior, decât să se vină Promolex cu rapoarte de monitorizare din exterior, pentru că e cumva privit ca un amestec în treburile interne. Vrem noi sau nu, dar partidele în linii mari recepționează rapoartele noastre ca un amestec în treburilor interne. Păi stați acolo, noi știm foarte bine ce trebuie să facem. Undeva poate e corect și asta. Da. Eu vroiam să vă întreb și de fapt de fiecare dată când vorbim despre aceste rapoarte, insist asupra acestui lucru. Sunt mai exemplare partidele extraparlamentare? Sau nu? Pentru că bănuiesc lucrurile se complică atunci când vorbim despre subvenții, când vorbim despre partide parlamentare. De obicei, cel puțin cifrele arată că partidele extraparlamentare au capacitate de absorpție de fonduri mai mici decât partidele parlamentare. Evident, posibilitățile lor de a colecta donații și cotizații sunt mai mici.
și respectiv și cuantumul cheltuielilor nedeclarate sau declarate este necomplet mai mic. Este mai mic. De asta e greu să faci anumite concluzii, să zici cât e de cine, cât nu a declarat, din cât a cheltuit, dar cel puțin la momentul de față, imaginea generală este următoare, că într-adevăr partidele extraparlamentare se străduie să fie cumva mai atente la anumite cheltuieli, anume din motivul că știu că partidele mari și dominante, prin influența pe care o au, inclusiv asupra justiției, și asta este un lucru deja practic dovedit în Republica Moldova, pot primi sancțiuni destul de dure. Domnul Gacevski, avizul Comisiei de la Veneția din 15 martie 2018 ne atenționa asupra mai multor vulnerabilități nesoluționate în 2017 legate de schimbarea sistemului electoral. Împărtășiți aceeași poziție, pentru că regăsim această teză și în raportul despre care discutăm astăzi. Bine, anterior eu eram destul de sceptic cu privire la eficiența sistemului electoral mixt. Astăzi eu încerc pe mă convinge că el este un sistem absolut util pentru Republica Moldova. Păi, până va fi el abordat corect, inclusiv de... Pentru că frica partidelor extraparlamentare este una. Din nou, organizații teritoriale suficiente, în principiu se centrează doar pe centru, pe Chișinău, eventual Bălți, și datorită faptului este ei au frică că nu vor putea să concureze cu partidele mari care sunt, au dezvoltate organizații teritoriale destul de bune în teritorii. După mine, sistemul mix pentru Republica Moldova este mai eficient decât sistemul proporțional, și deoarece asta dă posibilitatea, să spunem așa, accederii în Parlament a mai puținor forțe politici, și asta duce la aceea că nu se divizează prea tare eșchierul politic, și asta dă posibilitatea ca să se consolideze inclusiv și electoratul, fiindcă pentru mine este o problemă astăzi. Noi suntem prea divizați în societate, dar inclusiv datorită faptului că noi avem 5-6 partide care trec în Parlamentul Republicii Moldova. Pentru noi, ca noi să consolidăm societatea, este nevoie de o consolidare inclusiv la nivel de verhușcă, cum se spune. Pentru asta trebuie sistemul mixt. El ar urma să fie utilizat până când se va consolida societatea. La momentul în care noi ne vom consolida societatea și vor dispărea problemele legate de istorie, de limbă, de religie și nu știu ce, și oamenii vor avea o singură linie, viziune politică, morală în societate, în condițiile astea, deja noi putem să revenim la sistemul proporțional. Sistemul mix nu este unul antidemocratic, nu este unul care nu este utilizat în statele lumii civilizate, și el dă efecte. Spre exemplu, în Italia, ei tot au trecut pe anumite perioade când au utilizat sistemul proporțional, ori trecea la sistemul mix pentru o anumită perioadă, după ce iarăși reveneau la sistemul proporțional, fiindcă noi stăm pe sistem proporțional de 28 de ani și avem probleme mari. Deci noi trebuie să intervenim numai decât, și fundamental trebuie să intervenim în speranța că vom consolida societatea. Astăzi noi suntem predizbinați. Domn Postică, scurt pe final de emisiune, vreau. Aici nu o să fiu de acord, pentru că noi, în calitate de organizație, susținem pluralismul politic și eu sper să nu ajung să prind acele timpuri când vom avea dominație unei singuri idei, unei singuri direcții de mișcare, etc. Deci chiar sper să nu ajung la această etapă. Dar vis-a-vis de recomandarea Comisiei de la Veneția era un pic mai nuanțată, pentru că ea specifica că este în cadrul sistemului electoral mixt, este practic imposibil să înlături influența mediului de afaceri local asupra candidaților. Da. Deci situații un pic diferite, pentru că este vorba de finanțare, este vorba de influența oligarhilor mici, mijlocii, care au influență într-o circumscripție electorală, și atunci, practic, rezultatul este predestinat nu de viziunile politice, dar de viziunile financiare ale cuiva. Și asta este problema care a fost subliniată de către... Domnul Gacevski. Eu cu siguranță nu am să fiu de acord cu poziția respectivă, deoarece în circumscripții electorale nu există un singur oligarh, tak nazvaimii, dominant. Da, asta este specific pentru alegerile locale, unde avem, spre exemplu, un raion sau un sătuc, acolo toți își cunosc liderul, să-i spunem, financiar. Însă în circumscripții, mai ales cum ele sunt tăiate din 2-3 raioane, asta să găsim acel oligarh 1 care va controla, și în principiu situația asta merge prezumpția relei credințe. Adică noi mergem pe ideea că la noi va fi o predispoziție
de abuz. Dar noi, dintr-o democrație, trebuie să reieșim din prezumția bunei credințe. În situația asta, formulele este de influențare și de limitare, să spunem, a libertății de exprimare, inclusiv pe libertarea dreptului de vot, după mine, este una inadmisibilă, mai ales că o serie de state democratice utilizează asemenea sistem de vot, inclusiv în lumea civilizată. Ca, spre exemplu, aceleași Statele Unite ale Americii. Și merge bine, mersi, tot normal. Sau Italia, care domnul Găcescu, domn Postică, timpul acordat acestei emisii, cu păreri de rău, s-a scurs mult prea repede. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru viziunile exprimate. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună!